După 14 ani în Uniunea Europeană, poți să spui că ai buletin european. E vârsta la care îți dai seama cum te văd și cum te tratează prietenii. Ca român îți dai seama dacă ești cu adevărat european sau doar ca să ieși la număr. Discut subiectul cu analistul Iulian Chifu. Bună seara, domnule Chifu! Bună seara! După 14 ani putem spune că românii fac parte din marea familie europeană? În întregime, da. Din toate punctele de vedere, și normativ, și prin integrarea mai departe, dincolo de accesul în Uniunea Europeană, și prin toate avantajele, toate libertățile pe care le exercită concetățenii noștri de, iată, 14 ani, și mai ales prin ceea ce se vede în România, pentru că eu cred că cel mai important este modul în care se transformă România din momentul intrării în Uniunea Europeană și, dacă vreți, cea mai bună raportare este creșterea de la un venit de la 38% parcă din venitul mediu european, cât era salariul sau veniturile medii ale românilor la intrare în 2007, până astăzi, unde am depășit 68 sau 70%, nu mai știu calculele de azi, avem și pandemia, dar în principiu este o dublare practic a veniturilor și e vorba de venituri în valoare medie. Iar ca mod de viață ține doar de noi ca să ne adaptăm la regulile, principiile, valorile europene și să le aducem la noi acasă. Unde credeți că suntem mai puțin egali cu partenerii noștri europeni? Cred că e o chestiune doar de, știu eu, frustrarea unei zone, a unei generații care n-a prins această perioadă sau care există într-adevăr și niște perdanți ai integrării europene, pentru că sunt oameni care și-au pierdut un tip de locuri de muncă. Aduceți-vă aminte, în perioada anterioară, și mă refer în special la cea comunistă, intrai într-un loc de muncă după terminarea facultății și mai ieșai când ieșai la pensie. Această stabilitate, dacă vreți să o luați așa, e adevărat, într-o zonă foarte joasă a salariilor, nu mai există. Nu mai există și multe alte elemente din acestea și probabil că există și o zonă din societate care consideră sau nu se vede egal. E o chestiune și de frustrări și o chestiune de percepție individuală. Eu cred însă că în momentul de față că marea majoritate a românilor se simt europeni pentru că suntem parte a Uniunii Europene. Mai putem da vina într-o oarecare măsură dacă avem elemente mult mai, haideți să spunem, elaborate pe modul în care autoritățile noastre ne reprezintă și ne apără interesele în toate instituțiile Uniunii Europene.